Și acum, continuarea părții a doua. Și o să înceapă cu unul. Chestiunea de genul. Dar nu ți-am zis că nu am sentimente față de tine, ci doar că țin la tine. Adică vreau să ai ceva mai mult sau la fel de bine ca mine. Ca să ne fie la toți bine. Da. Și mai stai un pic. Păi, da, că eu sunt nefericită sau tu ești nefericit și stai pe terasă sau pe balcon și fumezi maharcă după maharcă sau țipi. Urli noapte de noapte că nu ți-e bine și vrei să ai ceva mai mult sau la fel de bine ca tine. Ceva de genul, ai sentimente cu fața de nu știu cine? Eu? Nu. Dar țin la tine. Atunci de ce ții? Ba că cu tărasca e mai... Hai să-i spunem mai ușor, adică, ba că nu știu ce, ba că e prea țață, ba că nu știu cum. Eu, ceva de genul, doar țin la tine, atât. N-am sentimente față de tine, știi? Ci, știi tu cum, eu sunt într-o chestie din aceea. Soțul sau soția este la mare distanță de mine. Nu îl pot atinge, nu îl pot vedea, nu îl pot auzi. Sunt singură cu copiii sau copilul. Și suspin după alinte. După care când vine în țară sau din la mare distanță, vrei televizor color? Da, vreau televizor color. Dar să fie 4K. Auzi, dragă, dar nu vrei 8K? Hai, fie 8K, dar e și la noi nici 4K nu funcționează încă. Dar nu vrei mașină nouă? Ba da! Pe diesel sau benzină? Hibrid vreau. Dar mai bine nu vrei electrică. Nu, nu, că încă nu avem ce face cu ea. Și tot așa. Și îi aduce casă, mașină. Mobilează casa. Întreține mașina. Toate cele. Și tu rămâi perplex. Chiar rămâi perplex.